Salut la toată lumea! Salut, dar ce serios și strâmb ești. Și o Zâmbește. întrebare de oameni strâmbi pentru oameni care nu sunt strâmbi. Te mai încrunta. Trebuie femeile să doarmă mai mult? Este o întrebare deschisă la care societatea astăzi, pare mi se mie, eu fiind expert în tine, tu fiind femeie și eu expert în femeie, de lângă mine, în femeie. Ferească Sfântul, da? Da, da, da. Că societatea nu știe să răspundă corect la această întrebare. Eu te-aș întreba pe tine, că tot ești expert Întreabă-mă. Și ai expertiza exact. Expertizată. În soție, în soția mea. Soția ta, da. Da. Când nu dorm suficient, cum mă manifest? Ne putem înțelege? Ne putem înțelege. Cum? Când nu împlinesc păi sunt, somnul. Ceva documentare despre treaba asta cu dragoni. Și ies, și zboară, și dau cu foc. Mother of Dragons. Mother of Dragons, indeed. Cam așa e. Adică e irascibilă, nu te poți înțelege cu tine și nu poți nici tu să înțelegi. Până la urmă, cred că și un copilaș care nu doarme bine, cred că la fel nu te poți înțelege și cu el. Corect. Și eu, dacă nu dorm bine... Nu ne putem înțelege. Mă enervez. Dar pe mine ce mă enervează. Însă deci... femeile ajung să nu doarmă bine mult mai repede decât o fac bărbații. Plus că există tot felul de mituri sau de chestii că noi trebuie să dormim 8 ore. Noi care? Noi cine? Noi suntem fix la fel toți? Așa vă trebuie, că voi tot cereți egalitate și așa vă trebuie. Pentru un bărbat e foarte ok, 7, 8, maxim 9 ore. Pentru un bărbat este foarte ok de câte ore are el nevoie. Unul are nevoie de 7 într-o zi, poate are o zi mai, care s-a agitat mai tare și poate are nevoie de 8-9. Ce părere ai? Nu-i o lege. Am o părere că așa e. Perfect. Cât despre femei, știi că noi ne consumăm mai mult sau voi ne consumați mai mult? Voi vă consumați mai mult în timp ce ne consumați pe noi, așa cred că e. Aproape că mi-e milă. Noi ne consumăm mai mult emoțional. Mai mult decât bărbații, asta e un fact, noi l-am descoperit eu. Primul punct. Dar, pe lângă asta, este un aspect foarte important, pe care nu prea îl discută lumea. Femeile au ciclu, menstruație, 28 de zile, știi? Două săptămâni de bucurie, două săptămâni de năcaz, de crize. Am văzut. Ai văzut? Eu am văzut. Mi-ai numărat săptămânile? 3 săptămâni din 4, cam așa ești... Exagerează, nu e adevărat. În pregătire, în timp ce și în refacere. Dar mă enervează. Unde mă enervează el, acolo nu se contorizează. Punem totul pe sindromul premenstrual. Într-adevăr, dacă mie mi-ar curge sânge și acum gata, nu mai fac nici tot. Ai muri? Aș muri, aș cere Diana, îmbărbătează-mă că nu mai știu ce să fac. Pe lângă, clar, asta aș face. În timp ce eu n-am nevoie să mă îmbărbăteze, doar să-mi dea pace și să se îndepărteze și să nu vorbească cu mine și eu să stau acolo în coconul slowly. Meu. Slowly. Liniștită walk și să... Exact. Away. Walk away. Walk away slowly. Walk away. Practic, dacă aș păți, m-aș tăia la mână, aș o rană deschisă și hemoragie, clar aș avea nevoie de mai mult odihnă după, clar n-aș face sport, hai dă-i, clar nu m-aș duce la muncă ca și cum nimic nu s-a întâmplat, ci aș fi mai precaut. Eu, unul, ca bărbat. Ei, femeia are acest fenomen, nu doar o tăietură are acest care... fenomen. Și pentru noi bărbații e un mare fenomen, e o taie, nu? Ar fi bine să fie un mare fenomen. Nu odată, la ceva timp, odată pe lună. Și atunci femeia cu atât mai mult are nevoie să compenseze prin nutriție, prin stil de viață personalizat, dar în primul și în primul rând... Somn, fraților, somn, trebuie să dormim! Somn care nu poate fi înlocuit cu nimica. Și peste toate acestea, cred că femeia, în primul rând, trebuie să realizeze că e femeie. Știu că sună banal, dar astăzi nu mai știe nimeni cine e femeie. Mă refer femeia, nu știe că e femeie, bărbat, nu mai știe că e bărbat, vai de noi. Câteodată plângem mai mult, comentăm mai mult, avem de lucru și acolo. Alt episod despre testosteron, bărbăție, masculinitate. La ce se referă Sorin, că eu pot să vă traduc, îl cunosc atât de bine încât să vorbești fac această deschisă. Parte de translate. Dar vorbesc cu gura deschisă, aș putea vorbi cu gura închisă. M-ai prins aici. Ce ai vrut să zici, că vorbesc că cu gura cu plină? Gura nu, că am terminat. Deschei... Mi-am luat o curmală, că până vorbește Sorin, să-mi îndulcesc viața. Dacă noi am fi conștiente de nevoile noastre, de corpul nostru, de modificările din corpul nostru și am fi, efectiv, da, conștient e cuvântul, atente, poate ne-am mai și documentat puțin, am înțelege de perioadele în care trecem, nevoile, câteodată de somn, 10 ore. Tu știi că uneori am dormit și 12 ore.
am fost bine, praf. Am avut și am putut să dorm. Sunt niște chestii aici care trebuie precizate. De regulă, somnul peste 10 ore, după cum simt foarte mulți oameni, e nasol. Excepție. Femeie. Excepție când dormi foarte prost, foarte mult timp și după aia trebuie să o recuperezi cumva, că efectiv ai plăcat, nu-i așa? Pentru că da, atunci, indiferent bărbat, femeie, copil, după 5 zile de petreceri sau pur și simplu când ai dormit bine sau că te-ai consumat foarte tare cu un subiect, se mai întâmplă, mai avem o tragedie, viața e volatilă. Atunci, da, la un moment dat te pui și nu te mai trezești 12 ore sau și mai mult. Dar on a regular basis, nu cred că încurajezi lumea să doarmă mai mult de 10 ore pe zi? Măi, eu știi ce încurajezi lumea? Să doarmă cât îi cere corpul, frate. Dormiți cât îți cere corpul. Când îți cere 12 ore, stai liniștit că nu te chinui. Dormi că nu mai poți. Și aia se întâmplă rar. Mie mi s-a întâmplat, cred că în ultimii 2 ani, nu știu dacă ți s-a întâmplat o dată sau de două ori, ceva de genul. În rest, corpul cam știe. Există acest ritm circadian în care corpul tău cam știe cât ai nevoie. Mai mult, mai puțin. E, într-adevăr, sunt momente în care ne este dereglat somnul, mai avem anxietate sau alte probleme și ne este și afectat. Adică dormim mai puțin decât ar trebui, nu ne odihnim cu trebuie. În rest, dacă avem cât de cât un ciclu al somnului sănătos, nu mâncăm super târziu, nu stăm non-stop cu ochii în televizor, telefon, asta mai greu că toți o facem, sigur. Paranteză, am pus niște suplimente relevante somnului, ca paranteză. Da, eu le și arăt, că ziceam mai devreme, foarte multă lume are somnul afectat. Noi am văzut chestia asta și în clinică și în oamenii cu care interacționăm de pe internet. Și astea două sunt, pentru că lumea o să vrea să le vadă. Dar lumea vrea o reclamă ușor indirectă. Nu, dar eu nu vreau o reclamă să fac. Eu le arăt ce am aici. Cele mai bune suplimente. Pentru somn. Pentru liniște. Ajută super mult, mai ales și dacă ești femeie în orice etapă a ciclului menstrual, dar și dacă ești bărbat, că mai nou mi se pare că și bărbații au somn prost, dorm puțin. Mulți bărbați am observat că dorm 5-6 ore. Nu știu dacă e normal non-stop să dorm 5-6 ore. Mai mult decât atât, din păcate s-a ajuns la o cultură de bravare. Cât dorm, frate, m-a întrebat un copilaj de 20 de ani. Copilajul fac eu. Copilaj. Tânăr. Matur, trecut prin viață, serios, a 20 de ani. Cât dormi, Sorine? Dorm, nu știu, 7 ore, 8 ore, câteodată mai mult? Ce? Păi eu 5 ore dorm. Da, așa. Și după 5 ani mă pește singur, că da, e în burnout. Da, 5 ani, după o lună, două. S-a ajuns așa la o cultură destul de, cum să zic, toxică. Că care se poartă, doarme mai puțin. Cuvânt, da, ce mișto, care e mai cool, care e mai tare, care e mai Ștefan cel Mare, că dorme mai puțin. Da, foarte ciudat. Eu când aud oameni că dorm puțin și se mândresc cu chestia asta, eu știu ce înseamnă să dorm puțin. Am avut probleme cu somnul mari de tot, cu stresul mari de tot, cu burnout, cu anxietatea, cu toate astea că sunt legate. Și când aud că doarme puțin, eu știu ce înseamnă să dorm puțin. O bombă cu ceas care cu nu boală, cu tot va exploda întrebându-ne dacă va exploda. Ci când va exploda este întrebarea. Și comparația este greșită, că mulți oameni zic, a, păi dorm puțin și ce bine mi este. Păi ai 20 de ani, la 20 de ani și eu dormeam puțin și eram blană a doua zi sau nu dormeam și mergeam la lucru și dădeam randament, dormeam după aia whatever, un pic, mă refăceam și ok. Dar nu merge la infinit chestia asta și greșelile astea pe care noi le facem în tinerețe, mie îmi plăceau petrecerile, mă duceam la club să dansez, nu eram fan alcool, dar pierdeam nopțile și asta în timp, n-am crezut, dar mamă, am tras niște ponoase din cauza asta. Cu toți tragem. Mai ies și postitorii. Și nu m-aș fi gândit, pentru că am putut, toată viața am putut să mă trezesc pe ceas, pac, oricât am dormit, să mă adun. La un punct n-am mai reușit să mă adun, n-am mai putut. De atunci am înțeles cât este de important somnul. M-am îmbolnăvit de o grămadă de chestii, de eram, cum să zic, tot corpul era dat peste cap, imunitatea, praf. Deci, la urmă, și dacă reușești să te aduni, tot ai niște consecințe pe care le iei cu tine, respectiv anxietate, agitație, angoasă, atacuri de panică. Da, de la un somn prost. Nu-i doar cauza aia, dar e o cauză principală. Așa de este. Altă parte, ziceam de postitor și vegan, că da, trebuie neapărat menționați, pentru că ce se întâmplă primele zile vine un entuziasm foarte mișto. Ce energie și detox. Bine, că ai energie, că corpul ți-e mai ușor, prin urmare dormi mai puțin și te trezești mai fresh. Și așa și e. Dar după 2-3 zile începe să scârție treaba. După 7-8 zile parcă vezi că nu mai e la fel și după 10-15 zile
Urcam el la vale în mod accelerat. Eu te-aș contrazice, nu cred, în cazul meu cel puțin, nu a venit atât de repede reversul medaliei, dar a venit. După când mai mult te timp. Duci la vale, nu înseamnă că ești bun de legat, ci pur și simplu ca și stare de spirit, ca și energie, mai mult te duci înspre oboseală, ulterior și oboseală cronică, decât să te duci înspre refacere și energie, dacă vorbim de un post sau veganism de 10-15 ani, după cum îl fac majoritatea oamenilor. Pentru că mulți nu știu cum să postească corect și sub nicio formă nu știu cum să facă un veganism sănătos. Corect, asta ar fi o mare parte din problemă și am ridicat aceste aspecte pentru că avem foarte multe mesaje. Lumea zice, păi, în perioadele astea, sau sunt vegan, vegetarian, sau țin post, nu dorm bine, nu mă odihnesc, ce să fac? Ei bine, discuția aici e lungă, dar cert este, din experiența mea de 2 ani, privată de somn, în ultimul hal, a fost ceva îngrozitor, nu vreau să mai trec prin așa ceva, nu cred că am vorbit despre asta, am ajuns în somnul să fie primul element, cred că cel mai important din viața mea, la fel de important ca și ceea ce mănânc zi de zi, pentru că mâncarea îmi dă energie sau imunitate și mai departe, ei bine, primul pe podium, lângă imunitate, este somnul. Somnul influențează, cum am zis, imunitatea. Foarte mulți pacienți ai noștri cu diverse tumori, dacă discuți cu ei, o să afli că nu dorm bine sau deloc, au insomnii de 5 ani, 10 ani, 20 de ani. Plus mai intervine capacitatea de adaptare în ziua următoare. La ce, mai ales dacă ești bolnav de foarte mult timp? La boli cronice, la boli autoimune, la cancer și mai vine o capacitate de adaptare slabă, la ce? La frică. Pentru că în momentul când, eu vă zic din experiență, când am fost bolnav 10-12 ani, am fost foarte nesigur pe mine și într-unele din zile, mintea mea se ducea departe și asta e firescul din noi, în momentul când ne îmbolnăvim, în unele zile, mintea se duce mai departe. Mai există speranță pentru mine? Oare o să mă refac vreodată? O iei cu capul pe românește. Tu dacă n-ai grijă la somn, cu atât mai departe te vei duce, cu atât mai adânc te vei afunda, dar partea bună e că se poate lucra. Se poate lucra la somn în mod activ, prin suplimente, prin stil de viață, prin plimbare, prin nutriție personalizată. Nu este un secret că majoritatea pacienților noștri care au probleme cu cancerul, cu boli serioase și implicit cu somnul și cu fricile, că vin mână în mână, au o nutriție axată pe produse procesate, pe cereale, pe terci, pe ovăz. Prăjesc în ulei rafinat, des, mănâncă prăjeli în mod regulat. Consumă când și cum legume, dar mai mulți cartofi, mai mult orez, mai puțină carne, că este rea. Amidonoase, predominant. Consumă amidonoase și carbohidrați. Consumă uleiuri rafinate în loc de uleiuri grase. Consumă produse degresate în loc de produse grase. Fac fix inversul din lucrurile pe care ar trebui să le facă și normal că ajung bolnav și ajung fără un somn bun. Dar și pentru a avea un somn bun, ai nevoie de energie ca organismul să-ți elibereze melatonina, ca sistemul tău hormonal să fie ceea ce trebuie, are nevoie de energie. Tu dacă nu-i dai combustibilul necesar, normal că sistemul endocrin, respectiv cel al hormonilor, normal că sistemul nervos, cel al capacității de adaptare, al creierului, al nervozității, al stării de spirit, al răbdării, dacă vreți, toate astea sunt afectate. Plus sistemul muscular, plus, tot creierul. Și atunci, da, avem nevoie de un stil de viață în special, mult mai bun, pentru femei. Pentru că femeia se consumă mai mult, pentru că femeia se stresează mai mult și aici sunt două feluri de stres. Unul când faci prea multe lucruri, unul când fac prea puține. Stresul respectiv a celor oameni care fac prea puține lucruri, să zicem că ești gospodină și stai acasă, stai mult pe telefon și nu te gândești și te gândești și prea puține acțiuni în cele din urmă, ajungi la sfârșit de zi să fii stresată printr-un stres demotivațional. De altă parte, stresul în care faci prea multe lucruri e nasol rău, de altă parte, când gândești prea mult, e stres. E stres cronic. Anxietate. Să fiți conștiente că vă consumați mai mult, vă stresați mai mult și aveți perioada menstruală care este un supraconsum. Aveți probleme cu somnul mult mai repede decât bărbați. Asta e o chestie generală și femeile nu sunt conștiente deloc de acest aspect, în special dacă au născut. Nu sunt deloc
Nu te lega de femeile care abia au născut, că tu nu ai născut și nu știi cum îi lasă. Conștiente că trebuie să compenseze pe măsură ce somnul se fragmentează. Păi da, dar el o să zică cum, că au grijă de copil, că mai ales la primul copil. E foarte bine, dar cu atât mai mult trebuie să avem mai multă motivație pentru nutriție, pentru un somn pe care e nevoie să-l recuperăm, pentru aer curat, pentru oxigen, pentru ieșiri în aer liber, chiar dacă aerul e poluat, chiar și așa, cel mai rău lucru, cred că este să, pentru o femeie să stea în casă. Pentru mămici, cred că cuvântul important este organizare și nu numai pentru mămici, ci și pentru noi ceilalți. Multă lume zice, păi, nu reușesc să dorm suficient. Adorm pe la 1. Ce faci până la ora aia? Păi am foarte multe de făcut. Păi la 10 se culcă copiii sau așa. Și după aia e timpul meu. Păi copiii, eu pe vremuri, când eram mică, la 8 trebuia să dorm, nu la 10, ca și copil mic. De exemplu, programul până la urmă tu îl faci. După aia, ce faci? Păi stau pe telefon, că na. Că e timpul meu liber. Câte femei am cunoscut care... din păcate... Așteaptă să-și pună copiii la... să-mi fac o treabă bună, Doamne ajută-le. Și după, ce ai zis tu, de la 10, la ora 1, stau pe telefon, că atunci ai timpul lor. Și după aia mama devine irascibilă ziua următoare și devine fără chef și devine grumpy cat. Știți grumpy cat? Pentru că nu pun totuși somnul pe primul loc și o oră în plus contează, mai ales... Oricând, nici măcar nu contează, ai copil, n-ai copil. O oră în plus este importantă și, de exemplu, dacă am înlocuit statul pe telefon sau pierdutul timpului cu un duș, o baie fierbinte, habar n-am, o chestie care ne relaxează cu adevărat, o plimbare scurtă, un stat pe balcon la aer, ar fi mult mai de folos pentru că s-ar relaxa creierul, s-ar pregăti sistemul nervos, s-ar liniști, s-ar pregăti somnul să intre pe felie și... Cu cât te culci mai repede, cu atât dormi mai mult. Asta e un proverb foarte inteligent, știi? Da, e extraordinar. Cu cât te culci mai repede... E complex. Dormi mai mult. Dar cu ce se deconectează femeile? Mă, ne place pe telefon și mie îmi place, nu... Îmi place să mă uit la shopping. Deci femeile se deconectează pe telefon, stând pe telefon. Ne uităm la tot felul de porcării, cred că unele și la filme. Așa. Foarte puține citind o carte, care e super, vă felicit. Mie îmi place foarte mult să fac baie, să fac duș fierbinte sau baie detoxifiantă. Mă îmbălsămesc acolo cu toate sările, Epsom, magneziu, uleiuri esențiale, chestii care pe mine mă relaxează. Lavandă îmi pun, mentă îmi pun, tot felul de uleiuri care îmi plac, efectiv. Și stau acolo, aseară am făcut chestia asta. Pentru că eram foarte obosită și nu reușeam. Știi oboseala aia în care intri de nu te mai deconectezi? Nu mai poți. O baie, am zis că fac 15 minute. Am făcut 45 de minute. Am stat acolo, am transpirat. Între timp am băut apă cu săruri și minerale, pentru că în timp ce transpiram pierdeam săruri și atunci am băgat săruri, care, baia aia cu sărurile, băi, m-au revigorat. Știi cum? Am fost ca nouă. Și a fost mai puțin de o oră treaba. Da, pentru că tu ai simțit la un moment dat, în mod conștient, să compensezi. Să compensezi stresul de la muncă, lipsa unui somn foarte profund la moment dat. Și pentru că eu am trecut prin oboseala aia cruntă din care nu-ți mai revii și o durat 2 ani în aceeași stare și știi cum e, nimeni nu-i ca pățitul, știu cum e acolo, nu vreau să mai ajung niciodată și atunci cum simt că nu mai pot... Iar, de exemplu, mai aveam o ședință de kinetoterapie. Deci am anulat-o. Nu mai aveam de unde să dau energie și am acceptat chestia asta. Înainte nu acceptam chestia asta. Nu mai am energie? Păi hai să văd cum să fac rost de ea. Ce îmi place să fac? Să stau, frate. Mie îmi place să stau. N-am foarte des ocazia să chiar stau fără niciun gând. Am stat, m-am băgat în vană. Băi, deci a fost alt om după, sincer. Sau asculți niște muzică. Sau dansezi. Sau cânti. Sau stai și te uiți pe geam. Acum, ideal ar fi ca să ne culcăm la oră cât mai devreme. Dar pentru segmentul care ce băi, nu știți voi, că eu abia scap de copii, timpul meu, la ăla nu renunț până la ora 1 noaptea. Ok, din jumate în jumătate de oră fă niște strece. Din jumate în jumătate de oră, uite-te pe geam, 2-3 minute. Ideea e să ne deconectăm cât
de des. Nu trebuie să stăm 10-15 minute într-o, nu știu ce, tehnică de deconectare. Câteva minute. Fă niște respirații. Pentru că așa corpul poate să-și activeze capacitatea de refacere. Așa corpul se poate deconecta. Cât timp suntem conectați într-o tensiune constantă, femeia își va reveni foarte greu. Consumă mult mai mult, se stresează mult mai tare, are multe provocări. Pe când bărbatul se deconectează ușor prin sport, prin alergare, prin plimbare, femeia se deconectează... Eu prin masaj, și prin masaj. Greu, pentru că nu-și alocă timp. Și prin masaj durează mult, pentru că în prima oră nu mă deconectez, abia în a doua oră de masaj reușesc să mă deconectez. Da, vedeți diferența între bărbați și femei. Sorin, îl pui în 10 minute, toarce, face doar. Da, eu fie adorm la... Masaj, instant. Deci masaj sau la frizer, dar nu-i somn de la cu... Nap. Sfărăială. E nap. E nu mai zi de... la nimeni, mă, Sorin, că adorm la frizer în pui mie. E somn de veche, deci frizerul își face... Deci nu mă duc cu somn de la... Lângă e așa. Frizerul. Eu stau așa, perfect, într-un echilibru de invidiat. Se gândește că frizerul eu, îl mângă pe cap. Și stau și între timp... Dar eu sunt semiconștient și axat pe respirație și... Pe somn. Stau așa între două lumi, dar eu simt după că mă refac, simt că am tras așa un pui ușor de somn. Ce vreau să zic e că noi ne deconectăm mult mai ușor. Când mergem la plimbare, suntem prezenți. Când mergem și facem sport, suntem prezenți, ne deconectăm. Când alergăm, ne detensionăm, ne deconectăm. Voi, femeile, mai greu faceți treaba asta. E adevărat, confirm. Indiferent, am văzut același pattern la femeile antreprenori, femei manageri, femei, nu contează de ce post au, care nu este de conducere, la femeia normală, mame. La mamă, la femeia care stă acasă, casnică, menajeră, whatever. Deci toate, din ce în ce mai greu facem asta și eu văd la mine. Deci mi se pare incredibil, frate, câte chestii trebuie să fac ca în sfârșit să mă relaxez eu, creierul, corpul, să dorm bine. Dar să nu aveți falsa impresie că noi bărbații, dacă ne muncim și ne stresăm cronic 10 luni și neglijăm somnul și mâncarea și viața și soția și familia și tot, când zicem, gata, vreau să mă deconectez, se întâmplă. Nu se va întâmpla acest lucru. Vă mai dau o chestie din casă. Deconectarea trebuie cultivată. Mai zic o chestie. Bărbații ajung mai ușor acolo dacă o cultivă, dacă o antrenează. Scuze că vorbeam ceva, dacă te deranjează. Așa. Deci o perioadă Sorin se trezea la 4-5 dimineața, făcea sport, nu știu ce, tra-la-la-la-la-la. Uai, ce bine mă simt! Fratele meu, deci... Nu, mă trezeam eu. A fost fain până când adormeam la birou. Făceam ce făceam. Mai îți faci mai... La ora 11 zicea, eu trebuie să mă culc acum, eu nu mai pot, eu trebuie să mă culc. Păi cum, că erai fresh, te-ai trezit la 4, nu știai ce să faci cu viața ta, câtă energie aveai, cum ți somn la ora 11. Și eu, cât ți-o mers bine câteva zile? Săptămâni. Câteva săptămâni, eu zic că câteva săptămâni pe sărăcia, că ți era somn, nu mai puteai de somn. Pe sărăcia... Și până la urmă s-a lămurit pentru că după câteva săptămâni au clacat. Și-o dat seama, bă, nu mai pot. E fain că mă trezesc energic cu noaptea în cap, dar restul zilei, de când, de pe la 11, nu mai era așa fain. Așa că încercați să nu exagerați, încercați să fiți cumpătați, încercați să vă ascultați corpul că el vă cam spune chestii. Sorin e mai surd așa, deci durează până își aude corpul, știți? Eu trebuie să ajung surd că m-am căsătorit. Ideea și eu o chestie de protecție. Asta eu, surdă. Să ne cultivăm mentalitatea. Pași mici, înspre deconectare, înspre pauze frecvente, înspre ieșiri în aerul liber. Fie oraș, fie mai natură, chiar nu contează, zilnic. Faceți băi calde, că la femei le place căldura. Faceți masaj din când în când, dar de la terapeutic. Nu să vă dea cu cremă, să vă ungă cu cremă și voilà. Nu, un masaj care chiar vă relaxează. Un masaj facial. Recomand masajul facial. Eu adorm la masaj facial și eu nu adorm la nimic. Pot să faci orice că nu adorm. Și mi se pare că pentru femei este extraordinar de relaxant. Masajul la cap. Habar n-am. Găsiți ce vă place. Plus nutriție pe cărnuri, pe grăsimi din animale, pe ouă. Bărbatul, dacă îl vedeți, e mai orientat înspre așa ceva și mai bine, mai sănătos de anumite puncte de vedere. Femeia e orientată cu tot stresul acronic și cu lipsa unui somn bun înspre biscuiți,
dulciuri, ciocolăți și alte produse procesate. După aia, că vă ziceam la un moment dat de un combustibil bun, ca organismul să elibereze și melatonină specifică somnului și să aibă o viață cât mai bună, să poată dormi, să se poată trezi. Dacă lipsește combustibilul, la revedere. Lucrurile vor fi mai provocatoare, viața va fi mai grea, calitatea vieții va fi mai scăzută. Și că avem nevoie și de o nutriție axată pe cărni, pe grăsimi din animale, pe ouă. Da, știu, în ciuda multor controverse. Ce este adevărul, nu avem cum să-l punem mai diplomat decât atât. Sport, plimbare, interacțiuni de calitate. Ce am început cu asta, vreau să termin. Pauze frecvente. Pauzele lungi și de seche. Și de conectări. Fiecare cea trebuie să se regăsească. Și aici e partea frumoasă a vieții, nu? Unul pictează, unul cântă, unul dansează, unul face duș rece, altul face baie fierbinte cu sări Epsom, altul se duce la plimbare, altul aleargă, altul face sal de sport. Faci de toate. Altul se duce pe dealuri. Dar fac de toate ca să împăcălesc creierul, ca să nu se plictisească, să nu intru într-o rutină de aia de ah, iarăși să... Și atunci îi dau așa cu perversa de la Târg Bocna, că nu se uită, pac, hai să facem și chestia nouă. Hai mă, că mai făcut-o, taci. Acestea vin zise. Aveți grijă de voi. Da, femeile trebuie să doarmă mai mult decât bărbații. Ce ați crezut? Da, absolut că da. Mi se și face somn. Vă rog să vă cult. I rest my case. Vă rog să vă cult. Spor la sănătate și la somn. Ciao.